Fostul director al APIA, Satu Mare, Viorel Pintea, este așteptat în fața magistraților de la Tribunalul Satu Mare pe data de 15 decembrie. Procesul lui Pintea se va judeca aici după ce a fost respinsă ca nefondată cererea de strămutare la Oradea. Fostul director va trebui să dea explicații judecătorilor în cazul de luare de mită. Viorel Pintea a fost reținut și arestat preventiv după ce procurorii DNA l-au prins în flagrant în timp ce primea un plic cu 3.000 de euro de la un fermier din viile Satu Mare. După câteva zile petrecute în arest, Pintea a fost eliberat pe cauțiune, iar dosarul său a ajuns pe masa magistraților, care au decis retrimiterea acestuia către Direcția Națională Anticorupție. Procesul are început în luna septembrie, iar pe 4 decembrie, Curtea de Apel Oradea a respins cererea de strămutare.